Și am ajuns și pe vârful Piscul Câinelui. Traseul din creastă. Urcuș de la Sinaia. În sfârșit am ajuns pe zona de creastă. Ne-a întâmpinat foarte o vreme foarte nepraznică, foarte urâtă. Dar nu cred că ține în față vârful Drăganu și vârful Vaiul, iar în spate, în furtună, creste din munții Grohoțișului. Asta este, vă prezint pe scurt ce e aici, pe aici a început să pice și picături pe obiectiv.